Știi cum cer un dulgheri adevărat 5 beri la bar? 5 beri rog, 5 beri rog. Adevărați au toate degetele, dar mai ales au scule profesioniste la îndemână pentru a avea toate degetele întregi. Bun venit la un nou tech review de produs. Bun venit la un nou review de produs în care astăzi voi vorbi despre nou firăstrău circular cu banc și acumulator din gama Biturbo de la Bosch. Bosch Professional, gama de scule profesioniste. Alături de cei de la Bosch am făcut mai multe materiale video în care am vorbit despre mai multe scule și în sfârșit după ce am tăiat cu flexul, am dat găuri în beton și uh, am văzut cum se face un releveu, vorbim în sfârșit despre cum se taie ele. Și pentru că cei de la Bosch susțin contentul educațional pe care îl facem pe platformă, Înainte de a vorbi în sine despre această mega unealtă, pentru că, na, fiind în sfârșit rândul să vorbim despre lemn, au trimis și ei ce aveau mai hardcore în dotare, vreau să vorbim un pic și despre cum se face corect un acoperiș din lemn, pentru că, foarte, pentru că marea majoritate a structurilor pe care le face în general sau a caselor pe care vi le construiți, fie că vorbim de beton, zidărie, cărămidă. BCA și așa mai departe, marea majoritate a construcțiilor au acoperișle din lemn. Și am văzut destul de multe probleme și buleli pe șantier în realizarea structurilor de acoperiș, pentru că se acordă cumva o atenție destul de nesemnificativă. Fie se fac pe viteză, pe repede înainte, îmbinările în cele mai multe ori suferă și apoi apar deformații. Și chiar am dat în urmă cu câțiva ani un interviu în ziarul adevărul, după o furtună destul de mare care a măturat destul de multe acoperișuri în România și acolo am explicat un pic cum se gândesc, cum se fac și cum, de ce apar astfel de probleme, de ce ajunge vântul să ridice destul de multe acoperișuri. Și acolo am dat și o serie de detalii, vă las link în descrierea acestui material. Ei, și de la ce a pornit ideea acestui material video? Mergând pe diverse șantiere în asistențe și în consultanțe, am văzut la un moment dat acea, acest detaliu, această problemă, în care ce vedem aici? Vedem o cosoroabă din lemn care stă pe o centură de beton și pe care pe, și pe, care, pe cosoroabă descarcă căpriorul, adică uh, grinda, grinzile de rezistență ale acoperișului înclinat. Pentru că, dacă vă acum la mâinile mele, în momentul în care facem acoperișuri înclinate de tip șarpante, grinzile astea se numesc căpriori, care seamănă cu mâna mea, și în momentul în care noi le Punem pe pereți, ele se vor împinge în laterală. Și vedem aici un, un căprior tăiat pe capăt, care are probabil un jdeaba ascuns acolo, dar care el, când reaza pe cosoroabă, fiind tăiat în foarte mare viteză la drujbiță, a rămas acolo un loc, un spațiu care a fost umplut cu o pană, și apoi fixarea în sine, fixarea mecanică, a fost făcută cu o serie de conectori cu, câțiva, cu un colțar metalic cu rigidizare și câteva cuie. Nu e rău să folosești colțari, cuie sau șuruburi, am vorbit despre asta și vă povestim imediat, dar ce problema apare de fapt aici? Care e problema vitală aici? Păi, dacă mă uit un pic la acoperiș, ce făceam din exercițiu cu mine mele, pe acest acoperiș am încărcarea din țiglă și țigla poate să ajungă și până la 80 kg pe metru pătrat, avem încărcarea din, mă rog, termoizolații, gips, carton, placări, dar avem încărcarea din zăpadă și din vânt. Și toate încărcările astea se strâng, se strâng, se strâng, se strâng și se duc în zona de nod, în zona de rează. Adică ca și cum ai sta, ai face, nu știu, scând, planchi ca exercițiu și ai sta în coate și ai vedea că te dor coatele pentru că toată greutatea corpului tău se duce în coate. Adică în cazul acestui detaliu, toate forțele de la învelitoare și de la zăpadă care se adună și care vin, se duc o parte în jos călcând pe cosoroabă și o parte se duc în lateral și împing. Ei, toată împingerea asta este preluată de acel colțar care este pus în acele cuie. Și vine întrebarea, ok, ajung acele cuie sau nu ajung acele cuie de acolo. Pentru că am o dată problema de rezistență, să nu-mi plece acoperișul din greutăți, să se crăcăneze, șantierește vormin, să nu-mi nu, -mi smulgă, să nu -mi fie smuls la vânt și să nu se deplaseze. Pentru că în momentul în care faci la intrados și pui gips carton, ala se deplasează. Plus, faptul că acolo s-a pus o pană mică de, meta, de lemn, pardon, apare un efect care se numește rolling shear effect. Mi-a dat destul de mult să înțeleg ce cu asta, cu acest rolling shear effect, dar dacă ne-am uitat la microscop, lemnul ar arăta cam așa. Da, sunt o serie de paie, nu e glumă. Lemnul fiind material organic, în momentul în care crește, formează o rețea fibroasă și, da, lemnul are fibre. Și după ce se usucă, arată ca niște paie. Dar dacă tu iei aceste paie nu? și pui greutate pe ele, toată rețeaua asta se strivește și, da, și începe să-ți se miște, să-ți ușureze mișcarea elementului deasupra. Deci, cu, în momentul de față, când s-a pus o pană pe acel căprior, ăsta vor începe să se miște, să se ruleze și să apară deformații. Bine, știu că joaca cu paie, paie poate părea puierile, așa că ceea ce urmează să vă spun următoarele două minute poate fi um, o limbă extraterestră, pentru că în mod specific în acest proiect am refăcut calculele de structură pe nodul respectiv, ținând cont de modul în care se strivește lemnul acolo, ținând cont de formulele lui Johansson prin care se dimensionează conectorii din uh, îmbinare, pentru că am odată cele șase tipuri de comportări ale unui îmbinări cu conector, cu cuie, Aici vorbim în mod special de cuie și colțar, cum se duce forța de la căprior la cui și de la cui la colțar și de la colțar, mai departe la cosorabă. Și după toate aceste relații de calcul în care apare strivire locală a lemnului, îndoirea cuiului și așa mai departe, în funcție de sensul și direcția fibrei, că și asta trebuie ținut cont, așa, și în funcție de clasa de rezistență a lemnului, ținând cont și de deformata pe care o avem într-un conector, pentru că orice fel de conector se deformează în timp și lemnul mai și lucrează. În acest caz, cu acest detaliu, uite cum se deformează un astfel de conector, nodul de aici s-ar fi deformat cu vreo 20 de mm. Adică în timp s-ar fi depărtat fiecare căpriur cu câte 2 cm. Toată asta s-ar fi simțit pe tot intradosul peretelui respectiv sau al acoperișului respectiv și ar fi crăpat. Bine, gata cu limbile extraterestre. Am scris un articol la un moment dat într-o revistă am fost coordonator o perioadă alături de Michael Holdreich al revistei Dulgheri. A fost o revistă în care ne-am propus să scriem articole dedicate dulgherilor și ameștilor pe șantier. Și în această revistă am scris un articol despre cum se dimensionează corect un astfel de căprior, ținând cont de o șarpantă clasică, adică de o, uh, un acoperiș standard, basic, să-i spun așa, de bază, în realizarea unei construcții. Pentru că aceste grinzi sunt grinzi înclinate, iar tre ele trebuie să rezeme pe diverse grinzi orizontale, și în momentul în care rezem pe acele grinzi orizontale, e nevoie de o chertare sau de un binare. Care se pot face cu noul fierăstrău circular stațional cu acumulator GCM 18V 350 GDC de la Bosch. Dar important este să vedem cum se trasează pe rigla de lemn acele îmbinări, cum gândim cotele, unghiurile, dimensiunile. Aici iarăși am învățat foarte multe pe un șantier de la un dulgher din Franța, totodată, dar am mai făcut și eu dulgherie pentru că am făcut niște cursuri de dulgherie la bunții, unde la vremea respectivă am lucrat toate îmbinările doar la dăltiță și la fierăstrău de mână și la ciocan și așa mai departe pentru a face o structură destul de mare de șarpantă în care și eu în momentul respectiv când mi-am văzut acel proiect mi-am prins urechile, eram proaspăt absolvent, sau eram, încă, eram încă student la facultate uite pe colegul meu Octav cum tăia grinda și cu un alt inginer sub senatul stătea pe post de contra greutate și cum ne scărpinam în cap să găsim cotele și să trasăm corect acele cote să putem să facem tăieturile pentru că vorba aia, vorba neamțului, tai de 10 ori și măsori odată adică pardon, măsori de 10 ori și tai odată că nu poți să dai control Z sau Undo. Și așa am obținut și diplomă de uh, carpenter, diplomă de atestat ca dulgher ce poate interveni pe monumente istorice. Am și organizat alături de cei de la Dulgher, de la revista Dulgher, o conferință Dulgher dedicată uh, tuturor celor care erau în industria lemnului. Asta era în 2016 și am mai făcut niște cursuri de dulgherie la în centru de școlarizare în Italia. Cu toate acestea adunate, am gândit acest articol sau după toate aceste experiențe, de fapt, am gândit acest articol în care am vrut să simplificăm, alături de Michael, redactorul principal al revistei, modul de gândire și de trasarea căpriorului, în care, practic, trebuie să gândim triunghiul din care face parte căpriorul, cu laturile aferente, care ulterior se regăsesc și se trasează pe axa căpriorului. Pentru că, până la urmă, când stai și execuți și când vrei să tai, tu trebuie să știi desenul căpriorului, cum arată, unde să-ți faci marcajele, tăieturile, chertările, îmbinările, frezele și așa mai departe. Și așa apare desenul tehnic de tăierea unui căprior. Bineînțeles, astea că în continuare sunt dimensionați din punct de vedere al rezistenței și, și despre asta am vorbit, în care uite, iau acest triunghi principal format din cei doi căpriori și corzile de planșeu, în care văd cum acționează toate greutățile pe structură și care toate aceste greutăți până la urmă se duc în îmbinare. Și de aceea aceste tipuri de îmbinări pe lângă conectori, pentru că când ai sarcini foarte, foarte mari, conectorii trebuie gândiți și din perspectiva deformaților. Și ca să fi sigur că nu se deformează, se fac acele chertări. Pe vremuri se numeau chertări dulgherești, pentru că dulgherii știau acest lucru. Nu aveau la dispoziție decât scoabe și eventuale cuie din lemn. Și atunci toate forțele le transferau, de la o piesă la alta prin astfel de îmbinări dulgherești. Astăzi nu neapărat ne mai permite foarte multe dulghiere, îmbinări dulgherești, pentru că există consum foarte mare de lemn. Și se numesc îmbinări inginerești. Dar și în îmbinări inginerești folosim diverse chertări, pentru a duce forțele mai bine dintr-o parte în alta. Uite, vă dau și un pont, cum se cum aleg corect căpriorii? Păi, o altă greșeală pe care am văzut-o iarăși des pe șantier este dispunerea de căpriori pătrați. Lem de 12 pe 12, 10 pe 10, 15 pe 15. Nu e eficient deloc, pentru că un căprior de 10 cu 24 are același volum, același cubaj cu un caprior de 14 pe 14 cm. Dar rigiditatea unui astfel de căprior de. Uh, cât era, de 10 cu 24 de centimetri. eu cotez în milimetri pentru că mie mi-e mai ușor, este mult, mult mai mare. Pentru că uite ce face un căprior. Un căprior, dacă ar fi să-l pun pe orizontală, să pun toate forțele pe el, este atras de gravitație și este presat de toate aceste forțe. Fiind presat, el se îndoie. Se îndoie și prin îndoire jos se întinde, sus se comprimă. Crescând greutatea, el se îndoie mai tare, se arcuiește, se întinde mai tare jos, se comprimă mai tare sus și se rupe. Și atunci, ca să evităm ruperea, priori trebuie să fie în general mult mai înalți decât lați, adică trebuie să fie zverzi. E cumva o regulă de bază în care înălțimea capriorului trebuie să fie în medie de 3 ori lățimea lui sau grosimea, cum mi se mai spune popular. Dacă aș avea același și l-aș pune pe lat adică pe latura lungă, putem vedea prin simularea asta pe care am făcut o simulare grafică care e cumva la scară cât de mult se deformează. Și uite sus pe această schemă, că priorul de 14 pe, pe 14 are o de are o anumită deformată, că priorul de 10 pe 20 are o altă deformată, că priorul de 20 pe 10 are o deformată foarte, foarte mare. Se va îndoi, îți va pușca gips-cartonul, se va deforma în vei avea probleme de infiltrație și așa mai departe. Și am făcut aici un tabel, să zicem așa, ingineresc o dulgheresc în care în funcție de dimensiunea căpriorului, 10x10, 10x14, 14x14, 14x14 și în funcție de deschidere, sau mă rog, deschidere simplă sau deschidere compusă. Ce înseamnă deschidere compusă? Înseamnă că am undeva o grindă intermediară, așa am un căprior de 6 metri care mai stă pe o altă grindă de uh, care e pusă la jumătate, o pană intermediară avem anumite încărcări capabile în kilograme. Și am făcut acest tabel cumva pentru dulgheri, ca un dulgher, în cazul în care nu trece un astfel de proiect printr-un inginer, că de obicei șarpantele nu mai trec prin ingineri, să poată să-și dea seama că dacă are o încărcare de 30 de kilograme, numai că și aici încărcarea asta totală înseamnă o încărcare cumulată, pentru că am 1,35 ori greutatea proprie, plus 1,5 ori zăpadă, plus vând plus așa mai departe. Deci tot trebuie să știe niște relații de calcul. Dar hai să mergem uite, pe o încărcare de 144 de kg pe metru liniar la 3 metri de schidere e nevoie de un căprior de minim 12 cu 15 cm în secțiune transversală. Și asta este doar verificarea de rezistență. Și vedem că cu cât crește lungimea, dacă e la 4 metri, încărcarea capabilă scade la 100 o metri, dacă e la 5 metri, scade la 86 metri de, pardon, de kg pe metru liniar. Și acum avem toate astea dimensionate, dar ce facem mai departe? Păi, mai departe, din proiectare, noi cel puțin în proiectare, scoatem cotele de tăiere, cotele de procesare, adică cotele de prefabricare ale, ale uh, căpriorilor. Pentru că sunt cazuri și lucrăm cu producători care au CNC-uri, mașini cu comandă numerică, au bancuri de lucru, dar totodată cam jumătate din șantierele pe care le facem în continuare mai folosesc tehnici de șantier. Adică se vine cu grinda de lemn pe șantier și pe șantier se taie sau se procesează. Motiv pentru care trebuie să putem da toate informațiile necesare. Și uite cum arată un plan de procesare a unui astfel de căprior, a unui astfel de grins care are un capăt tăiat la unghi, are la 22,4 cm de capăt, apare tăiaia la unghi cu o tăiere de 19 mm. Am un unghi de 105 grade, apoi celălalt unghi este de 165 de grade. Piesa tot, în total are 6 metri 349 de, 6,349 metri, pardon, este piesa numărul 1. Am apoi o chertare la de 105 grade cu un umăr de rezemare sau 165 de grade celălalt, celălalt unghi și capătul final are iarăși o chertare mică cu cele două unghiuri. Și acum vine problema, ok, cum le tai pe astea? Cum le fac? Păi, se ia căpriorul, se fac toate aceste trasaje cu diverse scule de dulgherie pentru că ai nevoie de o ruletă, ai nevoie de un echer, ai nevoie de un echer reglabil sau poți să-ți marchezi zonele în care vei face tăieturi și unghiurile respective să le faci pe un banc de lucru. Și aici vin practic avantajele unei astfel de unelte în care Pinul circular pendular, prima caracteristică este mișcarea compusă pe care o poate face, pentru că el se mișcă în plan vertical, dar se poate regla pe alte două planuri. Respectiv, prima oară îmi pot lua masa și o pot roti, adică bancul de tăiere îl pot roti față de axul circularului în plan orizontal și apoi pot să lotesc brațul de tăiere și în plan vertical, pentru că îl pot roti la... 47 de grade la stânga și la 47 de grade la, la, dreapta. Am marcaje atât pentru rotirea pe plan orizontal cât și pentru rotirea pe plan vertical să pot să-mi dau seama la ce unghi urmează să tai. Și am marcaje foarte clare cu gradații de la 0, 15 pe 30, 45 de grade, dar și gradații din grad în grad, respectiv câteva gradații mai uzuale, cum ar fi 31,6, 22,5 grade în plan orizontal. Sunt gradații specifice în unghi conversiei în pante. O sunat iarăși extraterestru, dar de multe ori la acoperișul se dă pantă de 30 de grade. Ok. Sau, pardon, se dă pantă de 30%. Adică să putem face, să putem face trecerea de la procente la grade. Și atunci astea sunt marcate pe zona de tăiere. Partea cea mai tare la unealtă asta este că e pe baterie. Și că e întrebat, bun, dar de ce Dumnezeu să-mi o unealtă pe baterie, pe un șantier? Pentru că nu vrei să te încurci cu fire după tine, pentru că nu vrei să te car cu prelungitoare, pentru că poate lucrezi în zone în care nu ai neapărat curent. Gândește că ești acum pe placa de la ultimul etaj și vrei să tai niște căpriori sau vrei să tai niște elemente de închidere sau ești într-o cameră și vrei să tai niște lambriu, pentru că poți să tai destul de multe dimensiuni cu circularul. Apropo, Poți să tai lemn, poți să tai PVC, poți să tai aluminiu. Ca să se declanșezi tăierea, ai butonul de tăiere plus siguranța care se mută stânga-dreapta în funcție de cum ești stângați sau dreptaci. Și atunci se poate regla turația de acolo. Dar ziceam că este un fierăstrău din gama de scule pe baterie, pe acumulatori. Sunt acumulatorii Pro -core de 18 V, sunt cei din gama gama Biturbo, gama Biturbo de la Bosch înseamnă acumulator puternic Pro Core de 18 V și 8 ah plus motor fără perii, motor brushless, motor care are mai multe avantaje, printre care faptul că nu se uzează perile în timp, nu se strică, nu se încinge atât de tare cum se încing motoarele clasice și din acest motiv consumă mai puțină energie și are o putere mai mare. Motorul de față are o putere echivalentă unui motor pe fir de 2000 de W. Nu ți-ar vine să crezi că pe baterie putem obține în ziua de astăzi, obia, dacă totuși se mișcăm și o mașină 500 de km cu baterii, putem lucra și o oră continuu pe un astfel de pe astfel de unealtă, doar pe baterie. Pentru modelul din față, bateriile nu sunt incluse în kitul de cumpărare, dar bateriile sunt universale pentru toată gama de scule Bi -turbo, adică pentru toată această gamă în care, dacă ați văzut review-ul pentru polizorul unghiular portabil în care am vorbit și despre cum se armează betonul, ei sunt identici și aceleași baterii și vin la pachet cu polizorul respectiv. Un alt feature mișto al acestui unelte este că brațul în sine se mișcă destul de mult, are o cursă destul de mare pentru că îți permite să tai piese de până la 400 de mm Lățime. Totodată are pointer laser. Pointer laser este format din două raze laser care îți încadrează lama pentru a ști foarte clar când tai și când trebuie să-ți rămână piesa la stânga, piesa la dreapta. Bancul de lucru se extinde în funcție de dimensiunea piesei de care ai nevoie, și dacă cumva nu îți ajunge piesa, nu-ți ajunge bancul respectiv, poți să mai vii cu un alt accesoriu care este o masă și care se găsește în kit. De asemenea, glisează și șinele laterale cu gradații care ne arată unde, cum să ne poziționăm corect piesele din lemn sau piesele pe care vrem să le tăiem la nivel de dimensiuni. Turația motorului poate fi reglată și setată dintr-un buton care este în față și este accesibil. Pe display mic respectiv putem să citim cel puțin trei turații. Avem turația 3 pentru lemn, turația 2 pentru aluminiu, turația 1 pentru PVC. Dar o altă chestie și mai mișto, pentru că suntem în secolul 21 și avem mai multă tehnologie în buzunar decât prima misiune în spațiu și că toate lucrurile în jurul nostru sunt conectate via internet, adică avem Internet of Things, și sculele din ziua de astăzi sunt inteligente și te poți conecta la ele prin Bluetooth și prin intermediul aplicației Bosch Toolbox, în care, prin aplicație, tu poți să vezi diverse informații legate de sculă, totodată poți să-ți setezi și turația. Pentru că există anumite cazuri de materiale, cum ar fi, de exemplu, parchetul sau lemnul de esență tare, sau parchetul compozit, la care ai nevoie de un anumit tip de pânză, te poți duce în aplicație să-ți reglezi turația din aplicație pentru a fi sigur că nu arzi, nu strici, nu frânzărești Piesa respectivă. Aplicația este Bosch Toolbox care se poate descărca din Google Play și din App Store și mi-a mi și identificat în momentul de față văd unealta GCM 18 PV 305 GDC Professional și vedem că în momentul în care ne conectăm ne clipocește și telefonul, îmi apare că se conectează, am deconectat-o acum, mă reconectez, dar și clipocește becul de la de la unealtă. Vedem în aplicație că ne-a apărut activă scula GCM18V305GDC Professional pentru că am mai multe scule conectate pe aplicații și văd tipurile de rotații pe care le-am setat. Am între 3000 și 4000, am 3000, 3500, 4000, pot să mă duc să mă joc și să îi dau prelucrare la, la rotații. Mă duc și scad sau cresc rotațiile aferente. Am și modul Eco. Modul Eco prelungește timpul de funcționare a bateriei pentru că pot face cu până la 20% mai multe tăieturi per încărcare. Totodată, în momentul în care pornim circularul, are o mică accelerare, adică nu pornește brusc deodată, ci el accelerează ușor pentru a-ți da timp să intri co corect și curat în piesă, pentru că de obicei, dacă pornește foarte tare deodată, se creează tot felul de zinți în jurul piesei. Putem face setări și pentru LED, cât de tare să clipocească LED-ul, ce intensitate să aibă LED-ul, pentru că noi avem nevoie uneori de lumină fix pe piesă și atunci putem activa LED-ul prin care putem să avea lumină acolo. Și putem să vedem mai multe informații despre produs, putem să vedem numărul de serie, data fabricației, a fost fabricat în 2020, numărul de comandă, 360, 3601M43000, dacă înregistrăm scula prin aplicația Bosch pentru a avea parte de sau acces la mentenanță și garanție, vedem specificațiile sculei electrice, tensiunea de alimentare 18V, rotații la mers în gol între 3000 și 4000, reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal între 52 și 60 de grade, reglarea unghiului în plan vertical 47 cu 47 de grade, adâncimile de tăiere la 0 grade, la unghi înclinat de 45 de grade, diametrul maxim al pânzei. Deci vedem toate informațiile astea în aplicație tipurile de acumulator recomandați. Dar mie ce mi-a plăcut sincer, ce foarte mult, este că am durata de funcționare a sculei. Poți să vezi cât timp a funcționat scula. Pentru că asta te poate ajuta să vezi și care este starea de sănătate, între ghilimele, a uh, Ceea Ce am mai aflat despre această unelte este că brațul în sine sau mecanismul brațului nu are nevoie de mentenanță, are o durabilitate de peste 5000 de ore de utilizare. Totodată în partea stângă a sculei, cum ne uităm la ea, Vedem și un sac care aspiră rumegușul, ne putem conecta și la un aspirator industrial care să sau și să pornească deodată cu unealta și să absorbă eventual rumeguș care se creează. Și mai avem o serie de accesorii pe ea, avem easy locul pentru pânză în cazul în care schimbăm pânzele mai des, în loc să tot deșurubăm cu cheia imbus. putem să schimbăm pânza mai ușor și mai avem și o serie de pârghii care ne ajută să fixăm piesele din lemn, să nu avem nevoie de încă o mână sau de încă cineva care să ne ajute să ținem piesa respectivă. Pânza este protejată de un capac de protecție din Plexiglas care are niște rotițe care culisează pe șina de glisare. Ca să mișcăm și să ne rotim, să ne, ne setăm, avem o manetă de deblocare. După ce deblocăm maneta, putem să tragem și să ne facem reglajele și în plan orizontal și în plan vertical pentru unghiuri. Bine, gata cu teoria și cu vorbitul din studio. Hai un pic pe șantier să vedem ce știe să facă această unealtă și, unealtă și să o punem un pic la treabă, că doar de-aia sunt făcute uneltele, să muncească. Na, da, am ajuns pe șantier și hai să vedem ce poate această unealtă să facă. O să mă joc eu un pic cu ea, o să mă distrez, să tai diverse bucăți de lemn. Sunt acum pe un șantier pe care noi l-am făcut în, în birou ca proiectare, este o casă pe structură din CLT. Și băieții încă lucrează, băieții de la General Pro Construct încă lucrează, așa că tot ce am mai găsit pe aici, bucăți de lemn, ne putem, uh, putem să lucrăm un pic cu ele, pentru că e un șantier destul de curat, tot a venit prefabricat și nu este foarte mult lemn de risipă, așa că hai să vedem ce știe să facă. Bine, până acum am făcut o serie de tăieturi de probă ca să intru și eu în mână cu, cu tăierile, dar l pe lângă mine pe Dan de la General Pro Construct, este colegul lui Alin, echipa care au montat aici casa Matiș, despre care am mai povestit într-un material video și puteți să vedeți acum și câteva cadre cu montajul de la casa asta care a durat extrem de puțin. Numa sunt diverse etape de lucru, se pun pe cadre, dar șantierul încă e deschis și uh, vreau să fac cu Dan un exemplu de tăieturi pe căpriori pentru că Dan a lucrat ca dulgher în Statele Unite ale Americii, alături de Alin și, și Robi, o perioadă. Și asta au făcut ani de zile, au făcut, tot făcut tăieturi asta destul de pe cel mai bine. complicate. Așa că hai să vedem, da. am luat o secțiune, e un lemn de sacrificiu ăsta pentru că suntem pe șantier și lemnul bun a fost folosit. Asta cea mai rămas pe șantierul, pentru că nu a rămas foarte mult lemn, e un, o grindă de 10 pe 10 Am mai de obicei că priorii sunt mai mari, mai mici, de diverse forme, dar e suficient cât să putem tăia acum și să putem vedea ce poate, ce poate să facă este asta pe baterii, care din ce m-am jucat eu până acum cu ea este... Pentru faptul că e pe baterie, e destul de puternică și face niște tăieturi extrem de fine. Ia uite ce am mai scos sunt timp, cu ce am mai tăiat. A, uite. Cât de fină și subțire este piesa. Bun. Dan, hai să vedem ce facem. Facem o tăietură la unghi, o de așezare a căpilor okay, în căsuroabă. Ok, să facem, facem un facem capăt. Da. Să presupunem că avem o, o cosoroabă, da? la 40 de centimetri, să zicem un exemplu. După care din restul o să facem un căprior, da? Cu de o bucata asta acum o tăiem ca exemplu, ca model pentru exact. noi, ca exact. să în Și cum costru. am face o machetă, să zicem. Hey. Să vedem la final ce o să iasă. Sper Bun. să ne reușească. <laughs> ok. Vedem la sfârșit. Știi vorba aia? e și casa mai mare. Da. Cu Dacă de este o casă mare, poate să iasă și una mică. <laughs> <laughs> Hai să facem prima Sigur. Ok. am observat că modelul ăsta are o linie laser care te ghidează și poate să-ți facă tăietura cât mai precisă, în sensul în care da. dacă ți-ai marcat, să zic, din creon o anumită dimensiune de precizie la milimetru, atunci... Știi a... unde să vină la. Asta mi s-a părut și mie. Practic. asta a fost o tăietură de capăt, am făcut mai multe tăieturi ca să putem să ne luăm cadrele aferente și acum trebuie să facem chertarea. Asta e bucata de cosorabă și trebuie să ne băgăm să facem chertarea. Ok, atunci o să ne setăm unghiurile, unghiurile pe 45 de grade. De? Da? și avem căpriori de 10, deci facem o chertare de maxim 3 cm pentru că chertările în căpriori nu trebuie să depășească o treime din secțiunea căpriorului pentru că altfel poate să-ți rupă Căpriorul în, se rupe capriorul din eforturi în momentul în care e pe casă. Și avem tăietura la unghi pe caprior atunci când iese în strașină, pentru că apa când se scurge de pe acoperiș nu trebuie să se plingă pe capătul capriorului. De aceea capriorul la capete se taie înclinat. Adică avem tăietura aia clasică în care am capătul capriorului exact. la 90 de grade un pic și apoi la, la unghi. Ceva de genul. Da? Bun. Acum aici am făcut? Am făcut marcajele de tăiat capătul unui astfel de caprior. Pentru că aici ar veni planta acoperișului, pe aici mi s-ar scurge apa Și să duc repede apa, să nu stea foarte mult pe cant, pentru că altfel Începe să mi se absoarbă și îmi putrezește capătul căpriorului în timp Bun, okay. aici ele sunt marcate, dar mai departe ne reglăm da, ai, uh... ai scena Am abat un pic soarele și nu se vede raza, raza, lasă foarte bine, dacă Asta e prima tăietură. Acum ne rotim. am făcut capătul de caprior, Acum mai facem chertarea. Ok, și acum Hai mai dăm să... chertarea să presupunem că... Avem... Hai să facem pe aici. Da. dă un 60. Un 60, poate prea mult, un 40 să zicem, da? Ok. Da. 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 chiar pe un nod. O să vedem și ce capacitate are de a trece prin tăieturile prin noduri care sunt mult mai grele de tăiat. Aulele <laughs> nu e mai dur. am făcut chertarea. Bine, am mai avea o chertare pe capăt, de făcut la îmbinare cu, cu, coama. Aia de obicei poate să fie făcută la unghi dublu, de exemplu dacă am avea o, o pană de coamă înclinată, așa, pe care să se, să se prindă. Bine, asta este macheta noastră, le dăm la o parte bucățile pe care le-am tot tăiat. Bun, acum am fixat căpriorul, L am fixat cu un șurub de dulgherie. Este un șurub special pentru lemn despre care am tot vorbit în diverse materiale video, dar e important de ținut minte acest detaliu de îmbinare în care, așa cum povesteam la începutul videoului, de foarte multe ori pe șantier văd doar un colțar și tăiat la unghi. Ei, asta este modul în care calcă sănătos, să spunem așa, un căprior, adică un element de acoperiș pe o cosoroabă, pentru că toată greutatea care dă să tragă în jos căpriorul rează prin acest prag. Și am văzut cât de, cât de simplu și de ușor a fost de făcut pragul ăsta cu setările de tere la unghi ale acestui fierăstrău circular. Așa am putut să facem un acoperiș care să nu sufle vântul și nici să nu se deformeze în timp. Acum, lemnul de aici, care l-am folosit pe machetă, nu este rindeluit, ci este e una dintre bucățile de rest de pe șantier. Este și un pic mai verde pentru că a fost din lemnul de sacrificiu care a fost folosat Tot lemn de bună calitate e deja în structură pentru că nu se face risipă așa de mare, mai ales că astăzi lemnul este aproape ca Bitcoin, nu? S-a dus prețul foarte tare în sus. Asta a fost pe astăzi acest material video despre cum se face corect o îmbinare, cum se fac corect chertările, utilizând noul circular de la Bosch din gama Biturbo cu acumulator Procor și motor pe uh, motor brushless e foarte puternic pentru o sculă pe baterie, nu te-ai fi așteptat să poți să tai secțiuni astfel de mari. Asta este modelul GCM 18V 305 GDC din gama de scule profesioniste de la Bosch. După toată filmarea de astăzi în care am stat și în soare și am tot tăiat pe aici diverse bucăți de lemn, pe setarea 3, adică pe cea mai mare turație, la 4000 de ture, mai am încă jumătate de de baterie și nu s-a încins bateria, cu toate că stăm în soare și e destul de fierbinte de pe șantier. Bine, mulțumesc celor de la Bosch pentru realizarea acestui material. mulțumesc echipei General Procostu că m-au primit pe șantier, nu ne-am putut să tragem acest material video, mulțumesc lui Alin și lui Dan, dulgherii noștri de servici. Am văzut ce detalii au făcut, lucrează bine băieții de aici. Bine, sper că v-a plăcut acest material video, dați-l mai departe către prietenii voștri dulgheri, meșteri sau chiar și ingineri, pentru că am vorbit despre cum se calculează și cum se proiectează detalii de îmbinări. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like acestui material, să dați un share și vă încurajez să comentați dacă vreți și alte subiecte pe care să le tratez în acest exemplu. Mulțumesc, salutare tuturor, ne vedem în materiale video următoare.